Bun găsit, doamnelor, mișarilor și domnilor! Azi în Brașov, invitatul meu este domnul Werner Braun, președintele Clubului Economic German de la Brașov, de asemenea consilier local. Bun regăsit! Bună ziua și mulțumesc frumos pentru invitație! Un proiect interesant despre care vreau să discut la început de emisiune, proiectul Săptămâna Informării Profesionale Fit for Future, un proiect de orientare profesională organizat chiar de clubul dumneavoastră. Ne orientăm profesional? Ne orientăm de mult deja. Este a 11-a ediție pe care o facem, considerând și că 2 ani la rând din cauza pandemiei nu am putut ține acest proiect pe care noi, dar nu numai noi, și tinerii și copiii îl consideră ca foarte util și foarte valoros. Deci am început de mult timp, ne-am fi dorit să avem o continuitate care nu s-a putut din cauza COVID-ului și, normal, și o îmbunătățire. Totuși am fost foarte plăcut impresionat că după pauza de COVID am reușit să începem în forță și suntem aproape la nivelul la care am terminat înainte de pandemie. Da, ăsta, de fapt, din câte îmi dau seama, este un exercițiu pentru angajatorii brașoveni în încercarea lor de a trimite la școală către învățământul tehnic niște copii care, din punctul meu de vedere, sunt dezorientați. Și că este vina școlii, că este vina părinților, nu mai căutăm acum vinovați, că nu e cazul, dar cumva cred că trebuie să ștergem paradigma aia cu școala profesională pe care o știam noi de pe vremea lui Ceaușescu, când școala profesională era o chestie așa, acolo ajungeai și aia era treaba, adică mai mult de atât era clar că nu poți să faci. Acum lucrurile s-au schimbat în totalitate și când văd aici lista de firme implicate, mi se pare că trebuie să trecem la nivelul următor. Au fost 11 ediții. Cum credeți că văd tinerii școala de genul ăsta? Cum văd părinților școala de genul ăsta acum? Da. Aici vreau numai să fac o mică corectare și anume, proiectul acesta nu este focusat numai pe școala profesională. Acest proiect de informare profesională dă posibilitate elevilor din clasa 11-a să-și experimenteze meseria pe care și-o doresc sau este și un ajutor de orientare spre ce meserie să se îndrepte. Deci noi aici avem și colegii naționale, avem și colegii tehnice în lista liceelor care au participat. Deci aici nu facem nicio diferență și nu avem preferințe în ce direcție. Important este ca acești tineri să aibă ocazia, care sunt interesați, să aibă ocazia, să aibă un prim contact cu meseria pe care ei își închipuie să o profeseze pe viitor și să aibă acel efect, ah, da, asta mi-ar place să fac sau nu, Doamne ferește, mi-am închipuit cu totul altcumva, bine că n-am început calea respectivă. Și avem foarte multe experiențe de genul acesta, care ne ajută și pe noi foarte mult, dar în special îi ajută și pe tineri. Nu știu dacă țineți minte, am avut într-un an și un elev care și-a dorit și am scos postul de general manager, da, și o săptămână întreagă a fost general manager la o multinațională și feedback-ul lui după aceea n-a fost așa, adică așa impresionat. Tabele, rapoarte, adică el și-a închipuit cu totul altcumva, ședințe, stres mult, alergătură multă, deci și-a închipuit ușor altcumva acest job. Bine, asta e o chestie un pic mai la extrem, dar sunt multe alte meserii, sunt meserii noi,
de care elevii acum la prezentarea de săptămâna trecută au zis: noi nici nu știam că există aceste meserii. Da? Și ăsta este un lucru foarte important, ca acești tineri să primească adică să înțeleagă cum funcționează o firmă, să înțeleagă de ce fel de specialiști este nevoie și dacă e posibil să-și aleagă meseria sau direcția care le place lor cel mai mult, pentru că numai dacă faci și cu un pic de plăcere și pasiune, poți să ai o carieră de succes și o oarecare continuitate pe meseria respectivă. Da, acum fiecare trebuie să decidă și cam ăsta e momentul, nu? Când ar trebui să ne gândim ce facem. Facem ceva pe cont propriu sau ne angajăm undeva? Există oameni care nu-și doresc să-și asume niciun risc și atunci se angajează undeva. Sunt alții care doresc să-și asume riscuri și să dea drumul unui business, să aibă propriilor angajați și așa mai departe. Cam ăsta e momentul. Și dacă nu prind cum trebuie trenul în acest moment, e o problemă pe viitor sau ar putea fi o problemă în viitor. Tinerii trebuie să înțeleagă foarte bine și chiar azi am avut o discuție la universitate unde vrem să ajutăm, vrem să consiliem, trebuie să înțeleagă foarte bine ce înseamnă antreprenoriatul, care sunt condițiile de bază pentru a porni în un asemenea proiect, pentru că nimic nu e mai nefavorabil pentru un tânăr absolvent decât să înceapă cu un eșec care poate să lase până la urmă și cu datorii și cu vrem să se angajeze și să angreneze în antreprenoriat, dar trebuie bine gândit și poate nu pentru fiecare este asta soluția ideală. Da, nu știi până nu încerci, dar exact cum spuneți și dumneavoastră, dacă pornești cu stângul, s-ar putea ca surprizele să țină lanț în viață. Dacă ești hotărât să faci niște lucruri, acum greu, nu mi-amintesc exact cum gândeam la 18 ani, dar erau niște vremuri tulburi, avea fusese Revoluția în România, nu înțelegeai mare lucru din ceea ce se întâmplă în jur, cam toți vreau să fie patroni, și nu prea mai vrea nimeni, de fapt, să muncească. 50 și ceva de ani au fost obligați să se trezească în fiecare dimineață la ora 5 și la 6 să intre pe poarta fabricii. Și nu mai vrea nimeni să facă lucrul ăsta. Eu pot să vă zic din experiență proprie că a fost foarte greu, tocmai pentru faptul că nu mi-am pus toate întrebările care trebuia, că am pornit ușor, cum să zic, da, nepregătit până în ultimul detaliu, și am avut norocul că după 10 ani de experiență deja, am avut totuși norocul că am avut o bază financiară foarte bună. Că altcumva se termina foarte repede antreprenoriatul. Da, corect. Uneori Da? se termină repede, da. Asta e, dacă ei înțeleg lucrul ăsta, dar aici mai este și o chestiune legată de părinți, de familie și ei ar trebui să înțeleagă anumite lucruri. Și acum mă întorc, pentru că pornisem eu cumva cu stângul ideea, apropo de învățământul dual, de școala profesională și ne întoarcem la un subiect al nostru îndelung discutat, școala profesională germană Kronstadt, că există clar o situație în care, sigur, copiii pot alege un astfel de drum și nu îi împiedică nimeni, după ce au făcut o școală profesională, să ducă la facultate. Și eu zic că așa ar trebui să arate un general manager. Corect. Un om care știe exact ce se întâmplă în fabrica lui, pentru că știe de la fiecare CNC ce se așteaptă, de la fiecare operator de CNC ce se așteaptă, pentru că altfel doar de acolo de sus din birou o să ajungă ca acel copil care a fost general manager o săptămână. Corect. Aveți mare dreptate aici și avem foarte multe exemple. Într-un an noi am făcut o evaluare la experții din clubul nostru.
și parcă 80% din ei au urmat în Germania sau în Austria acest drum, adică întâi formare profesională, după aia facultate și iată că au ajuns general manager. Nu vreau să se creadă că această școală generală este singura, această formare profesională în sistem dual este singura soluție. Normal că avem copii care de la început și-au pus ca și țintă să urmeze o carieră academică, îi susținem și pe ei, îi susținem și cu un master dual în universitate. Noi vorbim acum de acești tineri care poate nu și-au setat de la început sau poate nu au posibilitatea să înceapă direct cu facultatea, atunci acești copii au această alternativă care, în primul rând, le dă 3 ani posibilitatea să învețe o meserie și sunt într-o echipă puternică, o echipă care îi susține și din punct de vedere profesional și din punct de vedere financiar, astfel încât ei să se poată concentra pe învățatul acestei meserii. După care este decizia lor dacă vor să continue mai departe. Avem studenți care sunt la facultate și în curând vor fi absolvenți de facultate care au urmat acest drum și pot să vă zic numai că sunt niște studenți deosebiți și firmele la care ei au rămas să lucreze pentru că ei fac tot în sistem dual acest lucru, adică merg mai departe și la lucru și merg și la facultate, au niște performanțe deosebite, tocmai pentru motivul care l-ați zis și dumneavoastră, adineaori au o experiență foarte clară, știu cum funcționează shop floor-ul, da? Și acum învață și restul, adică bottom-up, toate lucrurile care sunt necesare unui manager să înțeleagă cum funcționează producția. Degeaba faci, nu știu, o școală de management și poți fi la un moment dat chiar un manager bun, zic, nu știu dacă poți fi foarte bun, dar bun, dacă nu știi fluxurile reale. Și cu atât mai greu să fii antreprenor într-un astfel de domeniu. Dacă nu știi care sunt fluxurile reale și unde poți avea un handicap și unde nu. Unde poți avea plusuri, unde poți avea minusuri. Aici, de fapt, este discuția. Sigur, ne întoarcem la iarăși la paradigma asta cu școala profesională. E, școala profesională poate fi o variantă foarte, foarte bună pentru copiii care, la un moment dat, se confruntă cu dificultăți. Dificultăți financiare, dificultăți de tot felul. Poate fi o variantă. Și cred că aici am putea să vorbim un pic despre generațiile care au terminat la Kronstadt. Că Da. presupun că știți în mare despre toți câte ceva. Da, sunt tineri care s-au încadrat foarte bine, considerând că avem o rată foarte înaltă de angajare a absolvenților. Suntem pe la 95, 95 și 98% din absolvenți sunt preluați în a doua zi după ce au obținut diploma de către angajatorul la care au făcut formarea profesională. Normal, dacă doresc, pot să-și facă vacanța înainte de a începe. Și după care ei și-au urmat drumul și de obicei un drum cu succes, pentru că, încă o dată, ei au învățat și au învățat absolut tot, adică nu au învățat la modul abstract, adică dacă apăs butonul ăsta se întâmplă asta, dacă la apăs butonul celălalt se deschide ușa de la CNC sau da, ci au învățat să înțeleagă mașina, au învățat să înțeleagă procesele și asta le dă posibilitatea să progreseze mult mai repede în dezvoltarea lor profesională, cu succesele aferente atunci unei astfel de formări. În momentul în care, și acum poate fi
Cel mai simplu și pe înțelesul tuturor. În momentul în care ți-ai făcut formarea profesională într-o companie, în momentul în care mașina pe care tu vei lucra ți-a fost prietenă, cu ghilimele de rigoare, și în practică, da? Cu siguranță poți face multe lucruri. Și nu mă refer numai la mașina aia și la ce produce ea. Mă refer inclusiv la negocierea unui salariu sau unor bonificații. Toate astea le faci în momentul în care știi niște lucruri, ești stăpân pe sine, pe tine, atunci poți să faci niște lucruri. Altfel, o să îngroși rândurile celor care doar se plâng în țara asta, că n-au un loc de muncă, că trebuie să plece, vorba cea mai celebră din România, trebuie să plec afară. Dar înăuntru ai încercat? Asta este exact ce spunem și noi. Viitorul tinerilor noștri poate fi desigur, adică cu siguranță aici în România. Noi am reușit prin colaborarea și cu universitatea și cu școlile să le oferim o echipă puternică în care ei pot să se dezvolte în toate direcțiile. Și acesta este un lucru foarte important, pentru că de multe ori pleacă în străinătate și sunt lăsați singuri și deși sunt niște tineri capabili, nu găsesc drumul să-și pună în valoare capabilitățile și know-how pe care l-au acumulat. Și asta este o mare pierdere, da? Pentru ei, pentru noi, pentru toată lumea. De Cred că în primul aceea, rând e pentru noi, da, de pentru țara asta. aceea cred că ca și conținut a joburilor care există aici sunt la fel de interesante și la fel de high-tech ca și în străinătate. Normal, salariile va trebui să mai crească, dar mereu trebuie să considerăm și ce rămâne la sfârșit de lună sub linie și nu neapărat ce vine în cont, pentru că, na, în diferite țări, salariile sunt și mult mai mari, pentru că și costurile de zi cu zi sunt mult, mult mai mari. Mă refer în special la chirii, mă refer care sunt de 5-6 ori mai mari, cel puțin, dacă ajunge, n-ajunge, în unele orașe decât sunt aici. Și multe alte lucruri, orice meșter acolo costă bani grei, deci orice Exact. lucru care trebuie să-l faci în casă sau are cu totul. Dar noi, încă o dată, nici nu zicem să nu se uite și spre o carieră în străinătate, dar, încă o dată, acest lucru trebuie făcut calculat, acest lucru poate fi făcut prin firma la care lucrează, pentru că poți să întrebi la firma mamă sau așa, uite, eu vreau o experiență în străinătate, nu pot să mă duc la sediul firmei în Germania, unde o fi. Și eu cred că acest lucru este unul mult mai controlat decât să mergi pe niște promisiuni care sunt pe internet sau. Dar, normal, orice experiență în străinătate este și ea benefică, dar numai dacă lucrezi în domeniul tău și la nivelul tău de calificare și nu te duci și 2 ani lucrezi subcalificat sau sub calificarea ta. Deci despre asta e vorba. Dar nu sunt aici să discut chestia asta. Noi vrem să discutăm de lucrurile frumoase care se pot face. Uitați, noi avem niște tineri pe care i-am crescut și am făcut și un film frumos cu dezvoltarea lor. Noi zicem că i-am adus la nivel de ingineri aproape. Da, și concluzia lor a fost că noi am și adus înapoi din Spania, de exemplu, și concluzia a fost că în Spania n-ar fi avut ocazia să facă așa o calificare, și a doua a fost că la sfârșit de lună are mai mult în buzunar acum decât în Spania. Normal, s-a calificat și fiind calificat a putut să primească o salarizare adecvată. Noi avem o problemă mare și vă rog să nu o înțelegeți greșit, dar muncitorul necalificat este deja prea scump în România. Eu nu știu cum trăiește cu banii aceștia, da? Deci nu la asta mă refer, că nu merită mai mult. Dar trebuie să vă gândiți că un robot cu o videocameră și cu un pic de
inteligența artificială poate să facă toate aceste lucrări deja necalificate, adică o mare parte din aceste lucrări necalificate, 24 de ore pe zi, Continuu. 7 zile pe săptămână. Și noi, nu cei, trebuie să ne gândim bine cum îi ajutăm pe oamenii ăștia, da? Aceștia. Trebuie să-i ajutăm să se califice, că dacă sunt calificați, poți să le dai și o salarizare adecvată în care le asigură un nivel de trai bun în România. Poate acum situația nu este încă atât de extremă, dar o să dispară tot felul de joburi. Asta nu înseamnă că sub linie o să fie joburi mai puține. O să fie mai puține joburi necalificate și o să fie mult mai multe joburi calificate. Și aici trebuie să ne gândim ce soluție avem pentru a rezolva această problemă. Și este rezolvabilă. Noi avem marele avantaj față de Germania sau Austria sau Franța, pentru că noi avem personal încă, forță de muncă, dar avem doar forță de muncă, adică multă forță de muncă necalificată, care trebuie neapărat calificată. Dar odată ce avem sistemul pus la punct să-i calificăm pe acești oameni, avem un foarte mare avantaj față de celelalte țări. Și asta trebuie să înțelegem. Da, uneori poate fi greu de înțeles un astfel de aspect, pentru că oamenii uneori nu înțeleg de la ce pleacă salariul minim pe economie. Salariul minim pe economie, în general, se referă la muncă necalificată. Trebuie să vedem niște lucruri aici și, din păcate, nu le vedem. Din păcate, nu avem pregătirea uneori. Mă gândesc și la lucrul ăsta. Nu avem pregătirea să înțelegem absolut orice. Da. Cum se reflectă crizele astea? Că sunt niște crize pe care le traversăm în acest moment. Cum se reflectă, apropo de activitatea companiilor membre din Clubul Economic German? De ce se plâng managerii? Păi, în primul rând, na, firmele sunt obișnuite cu lucrul acesta, trebuie foarte multă flexibilitate, trebuie change management, este un adevărat challenge pentru manager, dar sunt soluții, dar sunt soluții la fel, cel mai ușor e să rezolvăm problemele acestea împreună și să nu lăsăm fiecare agent economic să-și rezolve singur problemele. Una din problemele cele mai mari este nevoia de personal calificat. Asta se vede și prin numărul mare de specialiști sau muncitori care vin din spațiul asiatic. Eu mereu am fost împotriva la așa ceva. Am zis, atâta timp cât noi mai avem personal și trebuie doar să-l calificăm un pic, dar de 5 ani tot vorbim, de 6 ani tot vorbim și nu se întâmplă nimica. Deci, dacă vrem ca această economie să se dezvolte mai departe și avem în Brașov o dezvoltare foarte frumoasă în decursul anilor. Dacă vă uitați ce produse de top se fac în Brașov, asta este dezvoltarea, că împreună cu firmele respective, cu oamenii de aici, cu școlile de aici, s-au realizat lucruri foarte frumoase care ar fi foarte păcat să renunțăm la ele acum sau să ne împotmolim. Deci, da, eu cred că problema cea mai mare este încă personal calificat să-l găsim și, normal, sunt niște provocări adiționale pe care le avem, care este dat de supply chain, de furnizorii care nu mai pot să livreze la timp, multe întârzieri și atunci săptămâni în care poate un departament întreg nu are de lucru, sunt cauzate de exact aceste lucruri, dar managerii firmelor fac niște eforturi foarte mari și pentru a rezolva aceste probleme au fost niște provocări foarte mari să te adaptezi la aceste lucruri.
Dar eu cred că în mare firmele din Brașov până acum se descurcă destul de bine. Problema cea mai mare, domnul Viță, este ce este nouă pentru noi antreprenorii, este nesiguranța. Ce se întâmplă înainte puteam planifica pe 6 ani, pe 6 luni, pe un an. Firmele mai mari, poate chiar mai pe termene mult mai lungi. Acum și bugetarea și achizițiile și toate sunt mult, mult mai complexe. Nu primim de la furnizor termen de livrare. Deci a devenit mult mai greoi să-ți desfășori activitatea într-un sistem bine planificat. Și orice iese din planificare înseamnă costuri adiționale. Da? Și, na, Exact. știți Și foarte atunci bine, încep suntem, coșmarurile da, antreprenorilor. suntem în concurență cu Asia, suntem în concurență cu mulți alții, de-aia este chiar foarte important ca noi europenii să stăm uniți, pentru că numai împreună putem să facem față la aceste probleme noi care apar. Ar trebui să încercăm să aducem multă producție care până acum nici nu mai exista în Europa, să o aducem înapoi în Europa, să nu mai depindem atât de mult de doar de Asia în aceste lucruri. Deci e treabă foarte multă, dar cred că problema cea mai mare este nesiguranța, Predictibilitatea. care este foarte greu Nu plănuit cu putem ea. previziona cum trebuie, din Exact, păcate. E o situație exact. dubioasă. Mai avem un minut de emisiune, pe scurt, așa, în câteva cuvinte, cum caracterizați activitatea în Consiliul Local, că sunteți consilier local? 3 ani de mandat, și bune și rele. Din Oftați așa. partea mea a fost un pic greu. Eu am intrat în Consiliul Local să mă focusez mai departe pe lucrurile la care mă pricep, pe educație, adus investitor. Cred că am adus un aport foarte important la aducerea unui mare investitor care va veni în Brașov și este 100%. Și lucrăm la alți doi investitori pe educație. Am continuat proiectele să le dezvoltăm. Nu știu dacă m-au ajutat mult sau nu pot să zic, dar încă o dată, eu poate nu sunt nici consilierul pur sânge, da? Ci am zis de la început, dacă intru, intru doar pentru a ajuta mai departe în aceste domenii. Și aici educație, economie, atragerea de investitori, promovare în străinătate, aici am reușit să facem mai multe proiecte și cred că o să avem după acest mandat și niște rezultate frumoase de arătat. Mai puțin decât ne-am fi închipuit, dar a fost și un mandat greu. Corect, mulțumim frumos pentru participarea la emisiune, succes în activități. Werner Braun, președintele Clubului Economic German de la Brașov. Mulțumim frumos încă o dată. Doamne, domnișoarelor, domnilor, sunt Dan Ghiță. O seară plăcută tuturor, rămâneți alături de RTT.